Eu m-am trezit ultima vreme cu niște întrebări. Nu am copil, dar ok. Acum am dat de cineva care are trei copii. Hai să profit de situația și să adeseți întrebările despre copii indigo, după aia. copii... Sunt copii stelari, curcubeu, curcubeu. Stela curcubeu. și diamant sau ceva genul Da, există. Eu nu-i analizez prin sesiunile pe care le fac eu. Acum la copii curcubeu aș spune că am o prietenă care este copil curcubeu. 50. Are 38 de ani, sunt copii inițiatori, vorba vine copii pentru că deja sunt adulți, da. au venit în anii 80. Sunt acei luptători cumva, care au început acest proces cumva, dar cu forță, să spun așa. Apoi au venit acești copii curcubeu și copii de cristal, care mulți dintre ei sunt micuți sunt și mari, parte din ei există o confuzie aici cumva pentru că există o familie galactică și anume Nihal se numește. sunt copiii raze albastre. Uh, și de multe ori, acești copii de cristal și copii indigo sunt confundați cu acești, uh, aceste suflete care vin de pe uh, Nihal. Uh, sunt uh, sufletele care vin și se răzvrătesc împotriva acestui sistem mm -hmm. care există și doresc să aducă o schimbare rapidă uh, a tot ceea ce înseamnă sistemele în care trăim noi și societatea în care, în care trăim.